Aproape 200.000 de elevi fac cursuri online în condițiile în care peste 8.500 de preșcolari și elevi au fost diagnosticați cu COVID-19 de la începutul noului an școlar, în data de 13 septembrie. De asemenea, peste 2.600 de profesori și angajații din sistemul de învățământ au fost testați pozitiv pentru COVID. După prima săptămână de școală, numărul elevilor infectați cu COVID-19 era de aproximativ 1.000, iar în 23 septembrie, numărul acestora crescuse la 3.300. Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor contagioase a decis ca pragul de 6 la 1.000 de la care se trecea în online să fie eliminat. Adoptarea deciziilor de suspendare a prezenței fizice se face în funcție de cazurile confirmate la nivel de clasă-școală, a anunțat ministrul Educației Sorin Câmpeanu. În plus, se va solicita introducerea testelor non-invazive cu salivă, care până acum nu au fost omologate.